singur ien cu rudin. Și la fel este demersul din partea primarului Mileziru din satul Pândurivei. La fel cum propună pentru accesare al drumurilor municipale. Respectiv, noi o să ne expunem fiecare municipalitate cu configurarea fiecare străzi, care noi o propunem până la urmă. Fiindcă din cele documentate, spunem așa, în prealabil, noi de ce am luat o mică pauză, fac o mică claritate pentru transportul florii interurbani, am o mică solicitare, puneți-o la semnă interos dacă ne ajutăm o ședință a comisiei publice. Eu, spre exemplu, m-am pus la silențios, dacă avem un respect reciproc. Noi am solicitat informație despre stabilirea sau identificarea acelui itinerar care a fost calculat în acest parcurs total dintre unitățile teritoriale administrative. Fiindcă din cei ce în autorizație, cei ce menționam, e configurat până la hotarul administrativ al municipiului Bălți, asta nu coincide cu parcursul total care este distanța între unități teritoriale. Și am avut o mică concretizare, atât la Minister, cât și la ANTA. Deci, care anume drumul de la frontiera administrativă până la gara auto sunt luate în considerare în acest parcurs. Cei ce, sigur că mi s-a comunicat că, în esență, acest parcurs a luat din istoric. Decât cele actuale, care acum se elaborează cu măsurările de rigoare, noi itinerarii care se configurează, deja în privința acestora se fac anumite măsurări. Însă, domnul reprezentant al Ministerului, am înțeles că până la ședința de acum, în prealabil din timp în municipiu și a făcut un parcurs prin teritoriu și deja am înțeles că aveți careva propuneri fiecare direcție de acces în municipalitate, ca deja să le punem expuneri și dialoguri. Locatare am verificat doar din direcția localității Răuțelor în Bălți, chiar am făcut și careva măsurări toate aproximative, dar în orice caz de instituții informative pentru noi și mântiri, cred eu. Conform autorizației actuale, ruta Bălți-Răuțel, distanța rutei este de 13 km. Noi am început măsurarea de la începutul Răuțelului, de fapt, mai departe Răuțelului, până la autogara Bălți. Am făcut două măsurări, una direct prin centru, prin strada Ștefan cel Mare, a doua prin Ștefan cel Mare, cu cotire la strada 31 august. Așa. Măsurările cam au arătat în felul următor. Ștefan cel Mare, 12 km pe 31 august, aproximativ 14 km. Adică aici putem spune cu siguranță că schema dată și însăși din schemă se vede că intrarea rutii se efectuează nu pe șoseaua de centură, dar direct din Răuțelul în Bălți. Rămâne întrebarea care e schema circulației din mijlocii pe itinerarul este noi ca să mergem consecvent, dacă, de exemplu, ați făcut dumneavoastră analiză din direcția respectivă, ca să deja să configurăm itinerarul pe direcția în cauză. Nu știu, de vreo zi, nu vreau să zicem. Vădășim, se ușim, încerc să spun, că se stărăm în mult țel. Ne depăstăm, ies. O Ștefan cel Mare, pe Tricoscă, de Răzmișină, Rietul Nord, с уходом на, через левый поворот на светофоре регулируемый и через железнодорожный переезд на дорогу. Это тот маршрут, который мы предусматривали изначально. В момент, когда нам малец Россия есть, мы не можем летать в Майк-Мастуре, как думать, и как-то себя посвятить этого автобуса, потому что дорожное покрытие там асфальтовое, ну, или я не слышу. Ширина больше двух полос. То есть, дайте мне вот точки конкретно. Улица. Вот улица такая.
Вот заезд в Мозли, вот штекан. Вот как. Pentru noi, logic, popular, drumul cel mai scurt trece rând nevrând prin parțial, prin centrul bolțului. Dacă el, într-un fel sau altul, nu convine, adică se propune cu rutele urbane și creează careva impedimente și din punct de vedere ambuteiajelor sau probabil că primărie este drept să se examineze redirecționarea pe anumite porțiuni, dar nu putem exclude ruta în care direct am luat spre direcția noastră, asta e după părerea noastră. Acolo cine servește direcția asta din transportator? Tribunal Transport. Tribunal Transport, da? Da. Deja să vin la Socani, era mai transport, ca să le ciupă prin șură. Ну, есть схема, есть такого презентатора уже. Алика, аннекса вам. Ну, а мы с Олесом, честно, вы на лаш, ты же, как бы, с презентатором. Ну, я вам индикат, конформ, кому я стал трута, это тим, кому я фос, Штефан Челма. Чем же лашу? Да. Ну, я спус. Чем же лашу нас отмечу, чем транспорт, не скажу, пак. Pe dumneavoastră ați solicitat propunerile noastre. Hai, nu, am înțeles, dar deja centrul orașului se expune. Ce se propune? Ștefan cel Mare, până la intersecția 31 august. 31 august la dreapta. 31 august, parcurgi, 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 până ajungi. Минимум инструктор, потом Тишиневская, потом Михаил Витязу, выход за Ротомом на Штефан Челмаре, в принципе, он всегда еще на второй. Ну, мы можем на Ротоме охлаждать. Și până la Nicolae Iorcă. Și la Nicolae Iorcă deja până la Gara Altă. Și la Gara Altă. E bine așa. Până la maternitate. Până la maternitate e bine așa. Metru. La metru. Aici vorbim strada Chișinău, Mihai de Piață, Piață. Nu, dar acolo... Nu, acolo este trebuie. Nu, este trebuie. E 3 minute. Unica cine a făcut referire la cei că strada dată este cu riscul de accident cu tine, pe care era condiția noastră. Ce Iorca, Ștefan cel Mare, transformă de la 31 august până la autogară, cu riscul de accident cu tine. Ei, dar unul și când nu ești așa, strada Iorca, ca Ștefan cel Mare, ce am văzut? Mă,
Я сейчас făcut referire la 13 km, 13 km, 13 km de acum de centură de la satul Răuțelul, de pe aici. Centura undeva așa, online, din modificat, undeva la 18 km. De la sensul din Răuțelul, de la Rășcani, 6 km până la intrare în autogară. Și 7 km până la Răuțelul. Din capul Răuțelului. Eu, ca să mă înțelegeți, că eu vreau să identificăm un anumit, deci, variante de traseu, ca să nu fie admis depășirea parcursului care e pus în autorizație. Eu, de exemplu, m-am submit ca să fie revizuit tariful, reieșit din fapt că traseul s-a prelungit. Noi, evident, de un primar, autorizația arată cu legată strada de centură, este altceva că ești aparent, interpretări pe teritoriu și deci nici nu mă apare întrebarea pe el, ele nu merg pe centură, nu sunt autorizați pe centură. Dacă îmi dați voie, îmi cere tare, deci vreau să duc și eu un pic de precizare. Am găsit în arhiv pașaport rut, anul aproximativ 1977, 1980, așa. Cel târziu 89. Ruta Băl-Smărădeni servită de către K-280. Asta e istorie. Și în această rută, în pașaport, vă rog să vadă bine și la dumneavoastră, vă rog la domn primar și transmiteți autorizația. Se vede foarte bine că ruta merge prin centrul municipiului Băl. Înainte, și acum e serioasă întrebarea asta, înainte încă mai serios la Târnau și calculau distanța și precizii de 100 de metri. Asta este indicat aici în pașaportul rus. Și este expres indicată distanța pe traseu prin municipiul Gălț, probabil de direct Ștefan cel Mare. Trebuie să văd, dar care era fluxul în 70? Sigur că era alt flux, dar ne întoarcem la întrebarea că cum au mers, cum a fost coordonat schema rutii și cum mergeau autobusul de cândvai. Deci cândvai ne mergeau nimeni rotit prin municipiul Gălț. Da, eu văd o crezare, dar eu am început ședința punând accentul prioritar pe executate practică în rutier. Sunt de acord. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră, conform datelor din pașaport, din 70, fluxul era mult mai mic decât actualmente. Asta e de acord. Și eu sunt de acord. Deci, vreau să găsesc o alternativă. Bun, indexul de sabieță. Propunerea noastră, ceea ce v-am mai spus dumneavoastră, domn primar, este că să mergem până la 31 august, pe la Iorc. Alt traseu noi nu vedem. Din care cauză? De la Batalion sau Red Nord, cum se zice, acolo drumul e impracticabil. Vreau să întreb domnul Zipolski, dacă o mers pe drumul cealaltă, dacă eu consider că poate pe acolo autobus să mare. Asta e o întrebare. Și a doua întrebare, ce să facem noi de la Batalion până la autogară? Care e rostul? Dacă toată lumea scovare la Batalion, adică să fie preluată de către transportul municipal. De ce să ne ducem la autogară? Care e rostul? Fugărin, 12 km. Sunt de acord. Dar dacă dumneavoastră doriți ceva să faceți fugărin, în comun cu Ministerul, transportați ruta până la Batalion, sunt stabilit, deschideți acolo o autogară, o stație auto, da. Și atunci noi ne însărnăm acolo. Aducem acolo lumea, de acolo îmbarcăm și ducem înapoi. Dar să mergem de acolo până la autogară, explicați-mi care e rostul, nu înțeleg. Fugărim autobusul Gol până la autogară și înapoi 28 de km. Da, vă rog. Bine ar fi cu televiziunea chiar să mergem, să vedeți prin ce gropi ne propuneți să mergeți acum, noi acum să mergem. Imposibil. Iar că suntem toți pe loc, cu Ministerul, cu dumneavoastră și cu reprezentanță, dar să mergem la fața lor. Domnul reprezentant, dar să înainte mergeați pe drumul de ideale sau cum? Nu mergem, dar drumul acesta care îl propuneți, încă e mai rău decât drumul existent prin municipiu. Păi, stați. Care l-am propus noi, 31 ani. Nu, 31 ani. Nu, nu spun, 31 ani. Spun de la batalion la centură, cum spuneți. O gata ce e impracticabil. Eu am înțeles. Și pasaj de trei și cale ferat. Ei, și ei nici nu am acceptat. Ei, nici nu s-a acceptat. Ei, nici nu s-a acceptat. Da. Bine. Asta e ca variantă din direcție. Da. Toate în autorizație, tot punct final e de altă. Da, toate datele au finalitate de autoane, în vere au, nu pot fi care de finalitate de o stație. Da.
Я хотел, коль мой адрес уже прозвучал, несколько вопросов, Игоревич на них дал ответ. У меня тоже есть вопрос. А вы столько лет снимали деньги с 13 километров и столько лет делали всего 12 километров, что только что было обсуждено. У вас никаких на эту тему не возникает пожеланий? С тарифом, предоставлением каких-то льгот, или, может, еще с каким-то предложением. Потому что я не хочу громких фраз. Я знаю о расстоянии. Но вы довозили людей до Молодого, снимали как за 13 километров, вы довозили до центра людей, где было там 9 километров, снимали как 13 километров, и в конечном итоге оказывается, что вообще-то их изначально был заложен расчет только на 12. И не доезжали до автовокзала. И кто и как доезжал до автовокзала, это давайте не будем друг друга посылать, чтобы выйти сейчас и посмотреть, где кто, какой автобус, в каком закутке стоит запрятанный, и как он там стоит, и как под тем местом, где он стоит, уже и асфальт просел. Тоже есть вопрос. Вот на вопрос километража и денег. Нету никакого пожелания встречного к населению, как Бельскому, так и не Бельскому. Потому что постоянно перевозчики в укор ставят, что занимаемся удовлетворением интересов населения. Как интересы населения, как интересы пассажиров в этой ситуации выглядят, с вашей позиции? Мотор эти не радует. Хадиться телефонные аспекты. Говорит, что мать парки уже в конструктивстве. Гарш, транспортура, сеанс. А с боге за дрому, интересы для пассажиров, что мать парки. Да, фары детали дрому. Потому что мы там с собой юка ветерана, что история транспорта в муниципе Уэллс. А ты тут пункты позитивные, что негативные? Ну, политика, да. Негативные, orașul Bălți a ajuns la aceeași problemă cum au ajuns alte orașe în alte țări. La noi în țară sunt numai două orașe așa care au ajuns la această problemă, adică Chișinău și Bălțu. Chișinău se rezolvă încet, încet. Și noi am propus și Ministerului Transporturilor și Conducerii precedente și concret domnul Panciuc. Țineți minte cei care au lucrat și cu el. Am propus să rezolvăm această problemă, cum au rezolvat orașele civilizate, Odessa, Kiev și Chișinău, spunem așa. De ce? Cum le-a rezolvat, data trecută eu am spus, că a ajuns timpul că să facem niște stații publice la acolo unde este posibil. Și să fim destulați. Și cetățenii din satele împrejurul Bălțului și să nu le fie încurcat viața și cetățenilor din municipiul Bălț care se deplasează cu alt transport, adică acolo propriu sau cu municipal. Și aceste stații publice, dumneavoastră ați accentuat, ele s-au format caotic și ilegal. S-au format. Și lucrează și astăzi. Și lucrează de acum vreo 20 de ani. În ultimii 20 de ani lucrează. Și numai primăria urmează ca să ne dea posibilitate, cu banii noștri suntem de acord, să organizăm aceste 3-4 stații publice, unde și-ați numit, și să rezolvă imediat toată această problemă și rămâne numai una. Să rugăm pe transportatorii din municipiul Bălți, care organizează transportul taxi, că să nu formeze stații publice în centrul orașului și să ne facă concurența din centrul orașului, adică lor să-i permiteți să intre în stațiile publice în centrul orașului, la transportatorii din municipiu care se ocupă cu servicii de transport taxi. Îi cunoașteți, adică. Și prestează servicii de transport în satele din suburbii care astăzi vorbim. Și în Pelenia, și în Pârlița, și în Răuțel. Ceea ce în vedere îmi permite. Deci, haideți să vorbim așa, juridic, nu în auzite. Ceea ce îmi le permite. Nu, eu am dreptul să nu le permit. Adică după ce am... Da, după ce am organizat aceste stații publice, din care începem noi de servirea rutilor în satele suburbane, aceste, în Chișinău, de exemplu,
majoritatea rutelor suburbane s-au deschis stații la, nu chiar la marginea orașului, dar așa unde vreau, 3 km, unde au găsit posibilitatea și să le fie ușor la acești, să zicem, dimineață, vedeți. Capacitatea autocarului, parcului de autobuse din Bălță, e 100-120 de oameni. Autocarul dimineața a venit, s-a oprit, spunem, la stația publică, unde sunt adică unde e parcul troleibusă, da? Zicem, acolo să facem o stație. Eu, de exemplu, spun, da? Vin trei autocare, acolo, unul din Pelenia, unul din... da, din Sângureni, Corlăteni, și să înțelege că dacă îi coboară jos la ora 7 dimineață, da, cam așa ajunge, să înțelege că troleibusele și autobusele urbane nu pot să ridice această cantitate de călători. La orele 6 deja se presie. Nu, eu am idee că tamam la ora aceasta, ora 7, autocarele spline orășenești și troleibuse. Noi am făcut chestia asta de-am de vreo 3 zile și... Dar asta nu e problemă, se rezolvă. De, împreună noi, dacă mai trebuie de suplimit, să înțelegem că noi putem participa. În numărul de troleibuze, fiindcă avem deja o analiză, spre mușor, da. Statistică, în orele de vârf, care ar fi necesitatea pasagerilor, care vin și din exterior, precum și să-ți facem necesitățile pasagerilor din municipalitate. Adică eu nu consider că un curc unui altă. Vreau să fac, să găsim un variant compromisoriu, dar chiar județele trecute am dedicat întrebarea cu stații, dar ele sunt anumite condiții pentru formarea lor. Deci, acolo, în primul rând, stații provizorii de, cu caserie distinctă, care era propunerea, sau sub parcul de autobuze, din parcul de autobuze, cer scuz, autogar. Deci, ca filială de lor, sau deja în colaborare cu autoritatea publică, cum trebuie să fie oferit un teren pentru asta. Să fie minorat, ca toate condiții, fiindcă noi să faci un spațiu de este deschis și ai, trebuie să pui și anumite condiții. Până la urmă, dat fiind faptul și ministerul, când repetează autorizația. Dar vrem, poate să comentez. Eu am studiat această întrebare și de aceea v-am propus la primărie, am studiat. Adică Ministerul Transporturilor a modificat codul transporturilor ca să dea posibilitatea primăriilor, împreună cu transportatorii, operatorii de transport sau alte persoane fizice și juridice care doresc să aibă dreptul ca să organizeze aceste stații publice. Adică poate și o persoană privată. Nu vă spune, eu prim acum, vrem un comentariu. Și a doua propoziție, eu ca să... A doua propoziție, domnul Șeremet, vă spun, adică nu e... Eu încerc scuze ca să înțelegeți. Că nu-i bătut în cui gara care aparține astăzi statului, da? Legea permite deservirea rutelor regulate, ca cum sunt orice rută, Răuțel și așa mai departe. Și din alte stații la alegerea transportatorilor. Dacă sunt două stații sau trei în orașul Bălți, transportatorul își alege stația de unde e mai convenabil. De exemplu, dacă ați fi stația la parcul de troleibus în zona așa, să spunem, da, mie ca transportator, mie mai convenabil cele trei rute din trei sate, din regiunea aceea, din direcția aceea, să se diservească din această stație. Ia că asta îi se permite din această stație. Domnul Chef, te-a aprobat un cod cu stațiile cu gările, au cu autogările. Codul prevede de teritoriul orașelor, localităților în care există autogară, marcare, departare, să facem autogară. Asta trebuie să fie clar. Doi, operatorii la rutele interurbane nu pot transporta călătorii pe teritoriul municipiului, prezint un punct acolo sau un alt. Asta tot trebuie să fie foarte clar. Dar în același timp, noi, părerea Ministerului este că nu putem să mărim distanța la rute și să redirecționăm rutele care natural nu pot merge centură. Nu putem să ne direcționăm pe distanța care cum e lungă, pentru că se majorează tariful și timpul de parcursuri pentru călători, fapt care e un factor foarte important. Trei, mai este momentul că în ultima perioadă de timp sau a crescut numărul plângerilor de transport medicinului, de teritoriul Bălțului. Odată cu cum a apărut problema asta cu regestionarea rutelor, numărul plângerilor la ministerstvul sau mărit, la care avem anexate fotografii
a operatorilor care sunt, de fapt, camuflați sub regim taxi. De fapt, operațiunile de transport sunt efectuate cu unități de transport Sprinter, care, deși sunt înregistrate până la 9 locuri. Dar, în practică, îmbarcă peste 9 locuri. Este foarte stran că un Sprinter testează servicii de taxi de transport pasagerii. De ce Ministerul intervine și pe primărie, măsura posibilităților, să nu creăm condiții prielnice pentru dezvoltarea transportatorilor, pentru desfășurarea transportului în Cipru. Una din aceste condiții ar fi că operatorii ilegali, noi îi mutăm pe centură, când ăștia ilegali lucrează pe... Asta nu înseamnă că prin ne stimulează. Nu, noi se sezăm regulat și cu plăcere și organele competente ca să se documenteze, da? Organele constatare nu este primărie. De cum încercăm să dăm din la primărie, încercăm să fim de aceeași parte și să mergem înainte pentru ca toți operatorii să lucreze în comunitate. Este propunerea domnului Chep. Cum dumneavoastră calificați din punct de vedere a costurilor transportului cu amenajarea unui stații, verde, ad hoc sau cu anumite destinații, la periferii sau la următorul acces sau unic primul acces în municipalitate. Dacă administrația locală are posibilitatea să oferi spațiul pentru organizarea verii și există agent economic interesat să devolte de această gară, pentru minister absolut nu este nicio problemă. Gara trebuie să conformeze la cerințe legale, obținând licență, este atunci operatorul are drept să îmbarce, să îmbarce călătorii din acest punct. Nu trebuie să împlinească condițiile de operator. Bine, cine scrie deținătorul licență pe la urmă? Cel care a operatorul, agentul economic care construiește operatorul. Deci, până la urmă, oricum trebuie să fie identificat un teren, destinația respectivă, trebuie să fie subținut organizarea sau amenajarea unui teren. În baza deciziei conținutului, însă și instituirea de respectivă. Punctele acestea ca să stați publice, iar conform orarilor de circulație, care sunt stabilite în graficul de circulație, ele nu sunt stabilite în graficul de circulație, ele nu sunt în drept să îmbarce, să îmbarce, să îmbarce, să stați. Rutele este bine, înseamnă că ele vor trebui să meargă cât de înseamnă, dar urmă ne-a sunt lucrurile programe, tur și retur. Da, până... Dar nu se debarcheze undeva pe un loc. Asta e un moment. Conform graficilor de circulație, debarcarea se efectuează numai în punctele care sunt stabilite. Pe teritoriul localității, indiferent municipiu, sat, raion, nu sunt stabilite puncte de debarcare, îmbarcare. Înseamnă că deja din stat ar fi neglijat codul transportului, dacă ar suprească la noi vorbim de banii economici. Noi nu vorbim de unde se staționează, se efectuează. Noi vorbim de itinerar. Păi și cum itinerar, e vreo, și mai mult ca atât. Este și regulament circulației rutiere, unde privește transport pe rutele naționale, adică interurbane naționale, nu se bucură de facilitățile ca transport urban, adică municipal, la zi, la semnalizarea rutieră. Ei nu pot să oprească la stațiile de hipnă și rută, nu pot să oprească un comunicator, o oprire interzisă. Deci, prima discuție, adică regulamentul circulației rutiere este pentru tot felul de transport rutiere, atât pentru regulaște propriu frilani. E cam până problema să fie rezolvată și propunerea destul de conflictiv, respectiv, câte amenajat anume stațiile este la primul acces în municipalitate. Nu am expus în replică la stații, vehiculuri de rută și autogară.
Iki până o să fie rezolvat problema cu locarea, identificarea celor loturi, da? Pentru fiecare destinație, zic că până atunci cum trebuie să fie găsit un compromis ca la rândul său transportatorii rutelor interraionale, deja să aibă acces corespunzător cu destinația la gara auto. Și eu îmi dau seama că oricum pe itinerarul, chiar ca și dacă îl confirmăm, fiecare acces în municipalitate, oricum așa să prea să o stați, să departe și să duc până la autogar. Principal să ajung până la autogar. Asta e cel mai bun șansă. Nu să trebuie să intervină și iarăși să creeze situația este de conflict. Că nu ați intervenit din direcția Făriști, să и рут есть пропуск, адекватно с фиброчертати, до на автогара, фера стационар, ша дебарка позади. Не, де факт, всего делись. Стационар, ша дебаркаря, са факт, и с рутами урбани, и как, ну, как ты был, масса и я проблема. Ну, я, ну, кому я, ворпа, действия, секундати теплати рутьери, не муниципалитати, ша, ин спечал, и, да, и зонили централи, как те. Și sigur trebuie să fie identificat, cum ne spun așa, iar unde să nu fie, fie pus în pericol de securitate traficului, mai ales în ordine de lucru. Până la urmă, conform legii administrației publice locale, problema abordată de redicționare arhitecturii municipiului deține competența primăriei. Dar dați să ținem cont și de problemele, adică situația pasagerilor, ca să ținem cont să nu se majoreze distanța și tariful, evident că dacă nu se majoreze distanța, să nu se majoreze și tariful. Deci ei trebuie de găsit un compromis, o soluție, ca pe teritoriul municipiului, acum Consiliul Local să redicționeze, prin dispoziții să redicționeze traficul. Eu vreau întrezea, n-am mai primit niciun răspuns la întrebare, totuși distanța asta e indicată în autorizație, care străzi din municipalitate s-au luat în calcul. Ceea ce privede la moment legislația și legislația anterioară, regulamentul de bază 154, nu este stipulat planurile interraionale. Raionale, internaționale, pe teritoriul localității, cum vă dați mai repet, nu este stipulat pe care stradă trebuie să fie deplasat transportul regulat. Deoarece, la moment, ținem cont de regulile regulamentului de plasă în fel, adică semnele care sunt la moment. Adică, eu așa să înțeleg ca conducătorul, că noi trebuie să conformăm la semnele temporare care sunt. Eu, după autorizație, mă uit, stația finală este gara auto, din municip. La mine întrebarea a fost simplu, cum ajunge transportul, cum ajunge gara auto, ca să intereze în parcurs celălalt pus în autorizație. Semnelor circulației rutiere. Adică nu este stabilită pe care stradă trebuie să meargă. Dar ținând cont că dumneavoastră, adică Consiliul Local, trebuie să descarge fluxul pe strada centrală, pe bulevardul Ștefan cel Mare, am văzut că sunt 12, nu sunt 12, 12,8 sau, da, asta e aproximativ, da. Pe teritoriul, pe traseul 31 august, că sunt jur de 14, plus minus. Domnul Șerbet, îmi dați voie, aici eu văd că nu prea au înțeles toate persoanele. Компетенция эксклюзивная о леди стация, де ла каре се мерди, есть и о транспортаторлор, кари координазы ку примарили орашур. Де экземпл, дак и Белц Пеления, ной координам ачест итенерар ку примария Белц, ку примария, спунем, Корлетен сау Пеления, ши импреуны дискутем
ce e convenabil cetățenilor? Care era din Pelenie? Cu noi? Eu am în vedere ruta, Pelenia Bălți, noi o coordonăm cu aceste primei. Autorizația o eliberează în baza acestui orar aprobat de transportator împreună cu primăriile. Vă spun de transport itinerarul se aprobă nu de primării. El se aprobă de primării și de transportator, dar eliberează autorizația, o eliberează Anta, în baza acestor autorizații. Nu duci în eroare. Eu nu duc în eroare ca să mă înțeleg. Cu trimitere la totul transportul, și consultat și ficior, cu fostul meu student, sper știi de asta. Codul transportul, foarte clar, să spun. Itinerarul inter-raional, cine îl elaborează și cine îl realizează. Transportatorul. Autoritatea publică locală. Domnul reprezentant al Ministerului vă spune că noi, transportatorii, prezentăm la Ministerul Transportului. Deja s-a schimbat. Proiectul itinerarului. Și în lege este scris, adică noi coordonăm cu primăriile din satele care deschidem. Asta e. Dar ce vreau să vă spun, că competența exclusivă a transportatorului este. Cum a apărut stația publică licențiată, noi, transportatorul, avem dreptul să depunem o cerere la ANTA și modificăm stația. Adică trecem de la o stație la alta. Itinerarele interurbane, etc., cu excepție țărilor locale, municipale, punctul final este gara, nu este stația. Domnul Șeremet, eu vreau să vă spun că toată responsabilitatea, toată responsabilitatea eu declar. Eu personal, ca președinte al Asociației Transportatorilor Patronal Nord, am participat la Comisia Parlamentară, unde undeva o săptămână, zi la zi, au fost discuții foarte aprinse referitor la stațiile publice pentru oraș. Și noi am insistat transportatorii, că acolo în legea, în codul dat, era scris că hotărăște întrebarea Consiliului. Noi am demonstrat că trebuie de modificat și de dat atribuția asta să coordoneze deschiderea unei autoități și alocarea terenului, coordonarea, de către primar. Deoarece, vedeți, Consiliul Bălți, de Chișinău, de exemplu, da? Ani de zile nu se hotărăște deschiderea unei stații publice, adică alocarea unui teren. Și aprobarea proiectului acesta de o stație suplimentară în, eu le numesc stații, că ele, autogara asta e un complex întreg. Dar noi nu avem nevoie de autogară în direcția Rășcani, direcția Răuțăl și direcția Sângerei. Cum trebuie? Păi stație și prevăzută. Domnul Șeremet, e prevăzut în codul transportului cum trebuie să arăte autogara și cerințele de autostație. Proiectul regulamentului. Da, este și noi conducem cu el, dar nu prea corespunde regulamentul la autogară. Nu corespunde codului nou a transportului. Și ne este reflectat toate condițiile în cod. Și în cod față de autostația care vă spun, care a făcut în Chișinău, în Chiev, e făcut o simplă, astăzi din steclopachete se poate organiza într-o lună de zile această stație. Oricum, deci, în teritoriu. Păi să înțelegi că, da, vă spun că asta maximum, dacă se alocă bani, asta maximum în două luni de zile poate fi organizat stațiile astea. Și astăzi, ca să rezolvăm problema imediată, trebuie să o rezolvăm ce facem, că mâine nu mai putem ieși la linii, la toate aceste șapte sate suburbii. Dar în perspectiva apropiată, maximum 3 luni de zile, noi suntem gata să organizăm aceste 3 stații. Eu tot am dat Normal, mergem la colaborare ca să facem ceva bine. Până la urmă, da? Până atunci, până să fie soluționat, identificat pe formulă, un promisor pentru tot, până atunci trebuie deja să vedem care ar fi o soluție imediată. Să da.
Noi avem o oră de când tot batem cu faptul ăla. Noi, de am înțeles-o corect, ați încălzat să stabilim niște itinerare pentru... Nu, deja cu propunerea cu Renunțel, deja... Răspunde fluxul sănătorii. S-au propus. Haideți să identificăm itinerarea pe care se creează rutele, pentru timp, dacă ies un agent de bună care avea să construiască o grajă, n-are de fiu. Nu, eu, de exemplu, eu nu văd pe altfel, nu vă spart. Eu văd o continuitate a soluționării probleme în complex. Eu acum vreau să accentuez tot ceea ce acum o să aprobăm, de exemplu, anumite modificări, o să fie doar temporar până deja, până o să fie amenajate aceste... Eu vreau finalitatea asta să o ating. Pentru că eu văd soluții în ea. Una, a doua, să fie și o micșorare și a distanță. Направление заключается в следующем. Гладянское и Ашканское направление соединить в одно путем перемещения транспортных средств с Гладянского круга на Рыжканский круг. И с захода в город по улице Дичибал до перекрестка с улицы Ивана Франко и дальше уже по Ивана Франко уйти по Ивана Франко идти на Болгарскую и выйти на объездную дорогу, таким образом обеспечить выход на выезд на автовозвод. Значит, соединить оба и Рыжканское, и Гладянское направление. Уйти от раздельного их рассмотрения. И еще один довод, что если мы сейчас Полевское направление пустим по 31 августа и к нему примкнем все Гладянское направление, то даже три полосы на Штефан-Челмаре на 31 августа нас не спасут. А для тех, кто знает еще немножко больше города, улица Лупу, то есть от магазина «Тысяча мелочей» до круга «Элита-5», она двухсторонняя. Тот поворот далеко не 90 градусов. И транспортные средства, которые эксплуатируются в настоящее время на этих районных маршрутах, межрайонных маршрутах, им будет очень сложно делать этот правый поворот с круга на «Тысяча мелочей» на Лупу. Тоже нужно помнить. Там, наверное, господин Бодрецкий еще жестче выскажет. Я учел, что Датсон, ну и по дирекции Полежня, он сказал, не отправил. Датсон дирекция Гладень. Харьевный чистатец, редирекционец, властин, как и Джиксенди, Гладень, Петри, Рыжкань, Шапой, Сын, Страты, Турис, Порейдя, Чтень, Турхия, Петечек, Лавдовский, Турма, Гираж, Властин, как и Иван Франко, чтобы его промкнул убирать на снег от Булгарии, и я рассвежу Чентура, так и еще, ну, сразу... Чем не сервежьте, Владимир? Болгарии. Либертон. Либертон. Карий Сенс, Мяк. Ну, они пусу Чевиша, Маратан, Пескем, и у них тем с межем берется. Вот, вот. Ціните дирекція Владінш, дирекція Шкань, резюмуня няш та поліції, немає сенс сорі дирекціонецький мураж. Властин, да що чим повішував автокар? Конформо, зрежація вона ця мураж, дебаркій. Да ну, сніг би не міг, карі сенсу синтри, дін дирекція Владінш, синтри, смягнути мураж, там будь-яш, десь пасаж, я рубя, жанай парті.
что дышащие дирекция Рыжкань. У Ажунса Сенсу Дератори, у Ластонгашки, Печенгоры, 6 километров цену на автограф. Яка ища дежа там какая-то спачен халку на километраж, пилмураж и мяйму ЖМС, гендирекция Блудень, гендирекция Рыжканька, Печенгоры, сажнуть на автограф. Ши дупа тем, ши дупа дистанс. Ши дупа сигуранса трафи, хи разонды ведерек, хи разонды Domnul Șeremet, eu am cer scuze, dar noi degeaba nu mai pierdem timpul cu direcția Glodin. Direcția Glodin e de servită și de parcul de autobuz. Eu nu pierd timp. Eu am vedere că eu încerc scuze, deci vreau să vă spun. Că noi transportatorii nu o să ne ducem la gară direcția Glodeni. Vă spun de ce. Că cum am intrat la marginea orașului, cum se propune, adică intrăm pe la parcul de troleibus, nu este. Vă spun, autorizația v-a arătat. Că i-a arătat granița orașului B. Nu i-a arătat punct final, domnul Șeremet, uitați-vă în autorizație. Nu, dați-mi voie până la urmă, domnul Șeremet. Domnul Șeremet, eu n-am înțeles ce ești, figurant principală e zice. Deci ei te-am întrebat concret, punctul final, gara auto. Care-i vorba, nu înțeleg, cum să nu ajungi la gara auto dacă nu autorizați așa, trebuie să o respecti. Este lege sau nu este lege? Este. Păi nu ați respectat și atât. Noi că este când comentarii. Dumneavoastră ați început normal ca să scoatem problemele imediat acum. Ați vorbim la subiect atunci. Eu m-am întrebat. Punct final, gara auto? Noi o putem schimba. Chiar acum, imediat. Imediat o putem schimba. Numai că interesele transportatorului. Eu m-am întrebat. Punct final, gara auto? Astăzi da, dar mâine poate să nu fie gara auto, înțelegeți? Pentru dumneavoastră da, mâine poate. Dar de ce? Nu pentru mine, pentru lege. Este lege. Păi stai, autorizația de deținător ție sau mandat? Sau alt transportator? Eu sunt deținător autorizației și eu o pot schimba. O pot schimba, domnul Șerile. Păi tata, ești Ministerul Transportului. Păi că avem dreptul conform codului, de aceea și înțelegeți. Dar nu pot solicita modificarea, dar nu pot schimba matalea. Domnul Șeremet, vă spun, dacă uitați-vă, dumneavoastră, ca agent economic ați lucra... Deci intrarea din Glodin, haideți să o epuizăm și pe urmă trecem... Păi da, dar eu tot că avem 7 mărg autocare din raionul Glodeni, strâmbăți, 7 autocare, 7 rute. Și bine, care generația mea să-l propuneți până la autocare? Păi vă spun, dacă uitați-vă, am vrut să-mi răspundă, să răspundă Ministerul Transporturilor, deoarece transportatorii astăzi sunt puțin în conflict. Că gara e proprietatea statului și a Ministerului Transportului, în gestiune gara. Da. Și iau interes că noi să lucrăm din gara și să lăsăm acolo niște procente. Da? Acum uitați-vă ce se întâmplă. Dumneavoastră ați propus corect, domnul Șeremet, că să venim la Rășcani, adică la intersecția Rășcani, să intrăm în oraș și domnul tot a propus corect, să intrăm în oraș și să ne întoarcem. Dar să știți că noi deschidem ușurile, să coboare toți, nu rămâne nici. N-are sens eu să mă duc de aici, de la Decibal, de la parcul, de troleibus. Bine, e neprobabil în fonele. Așa, ascultați-mă atent. Dar podăzdite, voi... Nu ne ducem la gară 10 km și 10 înapoi de șer. Înțelegeți cum? 20 de km poluăm atmosfera. Deci așa. Înțelegeți cum? Păi, dar cine să lucreze să facă 20 de km la fiecare curs? Înțelegeți cum? Ministerul Transporturilor și Primăria, o organizație, o stație publică fără condiții, înțelegeți că se permite din lege stația publică, numai că trebuie organizat o gheretă și depus un aparat de casă, înțelegeți cum? Întrânsa. Este hotărârea primăriei, este semnat de Ministerul Transporturilor o așa stație. Și o știți unde? Vă spun, Ștefan cel Mare 6. Nu e anulat, încă documentele sunt și eu pot să le prezint. Toate aprobate de primărie și de Ministerul Transportului. Nu dumneavoastră. Eu am vedere precedent, conducerea precedentă. Și de aceea, astăzi, noi putem organiza în mod... și ministrul poate să ne ajute la transporturilor. Să oblige gara, să fac punctul ăsta la intrare Rășcani-Glodeni, la unde permiteți dumneavoastră acolo să ne întoarcem, să punem o gheretă și să punem aparat de casă acolo. Și să nu fugărim autocarele, să cheltuim motorina până la gară și înapoi. Deoarece călătorul
din Pirin, adică din Sturzoca, de exemplu. Deci el trebuie să-mi plătească până la autogară, tariful. Dar așa, a să plătească, a să plătească, nu mai până la Decebal, cum e număr, parcul de troleibus acolo. A să plătească, adică jumătate. Păi să revizuită, dacă... Păi să înțelegi, noi imediat depunem cererea și o revizuim. Iată, eu ce am vrut să vă spun. Nu putem să deservim așa rutile diferite de la intersecție și până la... Domnul Chiep, te cer scuzare, dar acum când lumea vine până la, până la statul de troleibuse, îi întoarce la, la oameni bani? Tariful este stabilit de Ministerul Transportului. Tariful este stabilit de Ministerul Transportului. Eu vă spun de altă, eu vă spun de altă. Noi mai mogărim, spunem, dumneavoastră a pus tariful de la până la. Dar voi lăsați omul în, în mijloc. De ce nu întoarceți banii? Sunt legi fiscale, domnule. Nu, nu, dar, eu să-i răspund. El e corect, dar nu sunteți corect. Cum se pune punctul de casă să înțelege că eu sunt obligat conform legii că tariful e pus nu pe, de la Pirenea Zâșin sau de la Sturzovca până la Gara Bălți, dar tariful e pus pe kilometru parcurs. Și dacă eu așa am dreptul să mă întorc acolo unde așa e punctul de casă, eu numai decât trebuie să schimb tablița tarifară. Înțelegeți cum? Și o schimbă tablița tarifară și o să luăm de la oameni numai aceia în 8 de 10 lei, 5 lei, dacă să micșorez în jumătate. Ia că atât... Spuneți-mi, mă rog. Și atunci s-a ajuns de tot ei, am om să plătească la trolebus să vii pe la locul de muncă. Ce-a spus? Omul vine de la Pirenie până la Ludovin. Cât plătește? 5 lei plătește. 5 lei plătește. 6 lei. 6 lei nu 5. Conform tablița tarifară e stabilită de cuvert. Așa e, da, este, da? Da. Deși, dar atâția ani de zile noastre luați de la oameni bani și nu le spuneți că scuzați că noi, noi e plătit până la autogară, dar noi, noi, noi o luăm numai până la uzina linie. Asta e legea recălătorului, mă rog. Este bilet, domnul Precăuțan, stabilit de minister. Lăsați, lăsați, vă rog frumos. Când a spus, până, când a spus că mergeți până la uzina linie, atunci trebuie să spuneți oameni buni, iar că n-ați și plătit de pildă 10 lei, dar și mână o șepă. Că n-ar fi acolo punct, așa, așa, sfii. Dar voi, câți ani au să iau? Este bilet. Eu găiesc cu oamenii, dați, dați să spun până la urmă. Eu vreau să vă spun că și ieri și azi, Ministrul Transporturilor, a spus așa, că trebuie să rezolvăm întrebarea omului să-i fie combinată. Adică să nu ne batem joc de omul ăsta. E corect. De la orice sat până la intrarea în oraș, acolo unde a să stabiliți, a să micșorez aproape 2 ori. Și să-i mai rămâi omului și ala din ăștia 5 lei care să rămâi, să plătească 2 la trolebus și să ajungă unde trebuie lui. La gară, să ajungă în centru orașul mai departe. Și astăzi noi suntem puterniciți aici, primăria și transportatorii, avem toate atribuțiile legale să rezolvăm această întrebare. Înțelegeți? Ministrul Transporturilor a promis că nicio problemă, poftim, duceți-vă cu primăria și hotărâți, stabiliți acolo puncte, puneți aparat de casă și așa mai departe. Până la stabilirea punctelor, să fac timp. În 2 zile. Aparatul de casă la inspectoratul fiscal, dacă primarul roagă, inspectoratul... Nu, nu ne trebuie astăzi teren. Haideți, vă rog, eu am ideile, domnul Șeremet, eu am ideile hotărâri imediate. Întrebarea imediată. Ia ca spuneți, vă rog, la parmii de trolebus. Dacă îmi permiteți, cum sunteți în primărie asta? Eu vă înțeleg. Întrebarea deja calificat juridic vă răspund. Și eu nu vreau să duc în eroare acum, iarăși, lumea. Mi-a spuneți de 2 zile, dar eu sunt de acord cu astfel de variantă. Dar ea, în fond, juridic, să fie soluționată. În primul rând, terenul să trebuie să fie format. Alocat cu anumit statut. Corect sau nu? Ceea ce nu face primarul, face Consiliul Municipal. Corect. Sunt anumite proceduri de formare. Știți foarte bine. Da, corect. Proiect. Asta nu 2 zile, dragii mei, scuturi. Eu până atunci, eu... Procesul ăsta o pornim de urgență. El o să fie inițiat. Dar până atunci eu vreau deja să găsesc unul, punem așa, până la soluționarea în esență. Și formarea normală acestor puncte. Se primește ca la moldoveni. Pornești, nu soluționezi și iarăși probleme una după altă. Dar dacă o pornim corect, noi să avem și o finalitate corectă. Replică referitor la tarife, da, sunt voi, vă rog. Deci... Noi suntem instanță cu replică. Noi, mă rog. Eu sunt acela care m-a adresat la Ministerul Transporturilor. Sunt introduce în ruta Bălți-Pârlița puncte intermediare ca Molodova, cel puțin Molodova, țin bine intermediare, intermediare, dar într-adevăr, ca să soluționez întrebarea privind tarifele.
ca să fie tariful diferențiat, putem să percepem legal de la lume diferit cost de, să fie diferit cost de călătorie. Mi s-a refuzat întrebarea dată, nu mai țin minte. Dacă doresc documental, eu prezint propriu. Deci eu am aproximativ anul 2009-2010, eu am ridicat întrebarea dată. Nu am făcut-o cu pilenie, dar vă spun ca să fie clar. Noi ne străduim să activăm în baza legală. Pentru noi baza legală este autorizația, distanța, parcurs. Înțeleg cu tariful practicat, este costul biletului. Atât. Nu pot să iau alt preț. Gata, asta e răspunsul. Eu sunt de acord cu astfel variante, istoria nu mai vechi. Eu vreau pe viitor să mergem pas corect și nu mai apară întrebarea de astfel natură. Dar până ajungem la finalitatea că noastră ați propus-o, și oricum noi trebuie să ne apreciem până atunci. Trebuie să ne apreciem cum soluționăm problema. Din curbele de Pestinițeanu, ieșire la Ștefan cel Mare și apoi iarăși curbe de 31 august, Sfânt Geratoriu, Vasile Lucu și așa mai departe. Din punct de vedere siguranță, practică, chiar este cea mai mal și cea mai bun răsit. Doar la fel și direcția mușcată. V-ați indicat pașaportul istoric, domnul Mercare pașaportul timpul sovietic, în 70 de ani. Nu, așa pot. Mai orientativ să văd, oricum, parcursul ăsta, nu doamnă. Parcursul ăsta oricum s-a luat în istorie. Asta e cu cel puțin. Eu lăsăm istorie, vorbim. Lăsăm istorie, lăsăm timpul. Noi am încercat astăzi. Astăzi, la Ruta Evlam, am mers pe centură și înapoi. La orele, pornire, ora 15, de la Pavel Boțu, a apărut un autobuz pe bază de comandă care a plecat în Evlam. Adică, practic, dacă Evlam pleacă prin centură, 4 călători încolo, 4 înapoi. Persoanele toți care de la, din centru, de la BAM, merg la Pavel Boțu, la oprire Ceia, de acolo s-a format microbusul, avem un microbus pozat care a plecat la Evlana. Adică, practic, ruta e paralizată, dacă merge cu centură. Dar ce înseamnă noi învățat? Lumea ce de la BAM a să vină la autogar? Întrebați până la urmă și călătorul, el vine la autogar. Dacă el iese la serviciu, de exemplu, la ora 5:30, ruta la orele 6 de acolo, el nu reușește să vină la autogar. Evident, el iese în stradă. Cu ce aș vede? Vine la autogar, să iese în stradă și pleacă acasă. Da, nu ies dacă vrem cum ne pare o boță, rupa se mărește, adică e în autorizație. Din autorizație, pe exact, intrare la cercul de la Vladimir, Pavel Boț. Sunt două momente. Una, poate ar fi în funcție de probleme care ies locale, cazul ca Антонули прямо на Dar ce? Ei nu trebuie să ne facem, noi nici nu spunem
trebuie, dar în orice caz, cu operatorii ilegali, dacă o să treacă și o să vadă în toată ziua că se îmbarcă cel ilegal, o să ai posibilitatea mai ușor să sesizezi agenție și combaterea o să fie mai... Aici am mers întrebarea că da, dacă eu pornim la autogar, am mers 31, dacă într-o stație sunt călători, de exemplu, la Pavel Boț, noi avem drept să-i luăm călătorul cel sau nu? Conform autorizației, noi trecem pe acolo pe traseu. Călătorul nu vine la autogar, pentru că el a ieșit din partea cei a orașului, el nu ajunge la autogar, el ieșit în stradă. Se treabă lui. Nu, deci este situație de fapt și situație de iure. Vă văd codul transportului, nu? Da? Da. Rutele, cei care servesc rutele interraionale, nu interurban, nu mai este, interraionale, conform codul transportului, fie a pus în oraș, el nu are dreptul nici să împarcheze, nici să deputeze pasageri, decât la punctul final. A, autograf. Așa este. Da, dacă e eventual exclamat de autograf sau obișnuit punctul de casă, el are dreptul. Cu excepția punctelor de casă. Domnul Șeremet, noi am făcut modificare la cod acum, recent. S-am scris acolo. Cine noi am făcut? Transportatorii, dar cine face la cod? Eu așa am impresie că mă dă legătură, duci proiectele și faci mă dă legătură. Noi suntem 7 asociații patronale, am rugat Parlamentul și a ieșit 2 deputați și am modificat. Și am scris în lege că orice autocar are dreptul la orice stație publică. Dar ce stație publică am identificat în tot? Stații publice, orașul, sunt tot stații publice. Da, am dreptul. Eu vă frumos, haideți, nu am transformat. Eu conform legii vorbesc, numai conform legii. Conform proiectului pe dumneavoastră, cum mă rugăți. Și a menționat proiectul. Și încă nu aveți încă aviz pozitiv la proiect. Apropo. Nu, asta data trecută noi am modificat și am scris aceasta că stația publică, mă înțelegeți? Noi deschidem codul și uitați. Eu și cu proiectul. Numai că dumneavoastră ce ați făcut? Mi-ați pus semne, nu dumneavoastră, hai să spunem precedentă, conducerea precedentă, domnul Panciu. Când au văzut că noi găsim modalitatea că ne oprim la stațiile publice, el ne-a pus dispoziția și să n-am eu cum intra până la stația. Bine, ce facem atunci voi și punctul doi? Propunerea mea care, dați-ne voi, domnul viceprimar Șeremet, să ne întoarcem cu glodenii la parcul de troleibuse. Eu plătesc vopseaua aceea ca să facă marcajul prevăzut de legislație, ca să poată în mijloc să oprească acest autocar și să facă să întoarcă. Și la parcul troleibus și o ia înapoi spre Glodeni, raionul Glodeni. Nu se mai duce la gara. Ministru, domnul ministru, azi mi-a promis că în 2 zile șeful gării a să facă ghereta și a să pui aparat de casă. Dacă vrea bani, știți. Dacă nu vrea, să o pun eu, ghereta. Eu cum pot eu să primeți să ajungi pe la autogar? Dacă nu autorizați, trebuie să ajungi pe la autogar. Asta e de-am... Noi să rezolvăm. Cum a apărut ghereta cu aparatul de casă? Cum noi rezolvăm? Păi, ghereta așa... Și aparatul de casă, doar acolo s-a supus. Respectiv, eu pe asta să mărg. Noi mâine organizăm asta, vă spun. Ghereta o avem în parc, o punem și aparatul de casă. Și capul. Sincer, ce fost? Eu nu vreau să continui, înțelegeți? Adică, tot improvizat, ghereta, mâine am pus-o și hai pe urmă. Păi, noi suntem operativi. Hai, dacă facem. Formăm locul, rezervăm tot ce este, să-l amenajăm, detalizăm toate aspectele și cine deținează, să înceapă caos, vă spun deodată, cine deținează, cine amenajează, una, două, eu caos nu vreau, trebuie să fie ordine. Și cum spun de asta, în 2 zile am pus ghereta, deodată, vă rog. Și pe un moment, domnul Șeremet, adică asemenea este dacă spus la toate întrebările din municipiu, acum e la modă, opus lucrător și-l merge. Dacă ați fost atenți, ce fel de lucrători cu copii mici pe brață? Prin municipiu, dacă merge țara și lumea... Eu să mă duc în fiecare autobus să mă trece eu. Aveți pe stradă trec. Chiar prin centru orașul trece ruta lucrători. La ce nu este permis să meargă. Adică dacă se distrug rutele regulate, atunci toți aspectele...
fie cu afișa panoului proiectului. Adresat organul constatator. Organul constatator aici. Ce le faceți în cazul când intră cu tablița lucrători? În cod ce scrie, în regulament ce scrie. Ei au dreptul să meargă până îl iau contract. Atunci acum ne impuneți ca noi să facem cu universitatea contract. Aducem studenți. Da, vin studenți din... Cine mai adică noi. Noi putem să facem, ne permiteți nouă ca să mergem, dar suntem în bază de contract, să intrăm în municipiu. Este regulament de circulație rutieră, toți ne bazăm, e scris negru pe alb, cine se bucură de ei. Cine se bucură? De cam răspunde. Da, scris regulament. Noi facem acum comentarii. Dacă eu vin cu un autocar, nu am un contract cu o întreprindere. Îmi permiteți să merg. Numai lucrătorii ai întreprinderii. Atunci trebuie să activați pentru regulat. Nu, activăm pentru regulat până la intrare în municipiu și pe urmă facem pe fază de contract. Așa mai bine. Așa se impune. Să faci taxi. Așa fac prins. Așa fac prins. Așa le fac prins. Ei, taxi, lucrători. E și țara de la 5 până la 6. Știți ce faci? Conform legii trebuie să faci. Știți ce constat? Un minut. Vreau să fac așa. Mic pe mult lucru. Eu din staful ședințelor noastre, poate că spun mult că sunt în timp ședința de astăzi, dar eu multe lucruri văd și prestire în acest context. Că îți pornești un proces de a face ordine, oricum trebuie să-l pornești de la ceva. Deodată noi îți facem ordine. Sunteți de acord cu mine? Dacă punem și stabilim accesul legal al transportorului în pierd urban, respectiv ce e ilegal, intensiv. Și pierdești contractele, fiindcă e stabilit foarte clar acel obligat. Deja sunt etape în următoare cu altul. Și iarăși mergem pe principiu. Dar ce vicinul meu, la vicinul meu, poate mi-am n-au făcut a mea? Haideți să începem de la ceva, dragii mei. Noi n-am să găsim nicio formulă și anumite etape ca să ajungem la o finalitate legală. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Și eu la fel mă implic activ, pentru a se sau constatarea acestor ilegalități. Dar în măsura în care deja o să facem o corectitudine, fie ajungem la finalitatea cu stațiile este temporare, sau cu până atunci deja să stabilim itinerar, respectiv noi intensificăm și vizorul asupra celor ilegali. Și deja știm cum să o intensificăm. Dar să o pornim de la ceva. Noi avem o propunere, adică o propunere nu grafică, acolo cu domnul Miron trebuie să-l aibă, nu știu, merge, dacă e posibil, aprobați. Adică avem o... Mai departe nu se poate circula, într-adevăr, ați văzut ce s-a întâmplat. Și totuși nu Victoria Turcăreanu, mai repetați-o și respectiv, eu v-am spus că am smert până la sfârșit. Deci, cei ce ieri ați organizat, respectiv, a să resesize mandă. Eu pe un pus punct la întrebare. Da, domnul, ce v-ați spus? Și ne fie o pură expus, din cât înțeleg eu, panoul ăsta adițional nici nu există. Există, domnule, este panoul adițional, este regulament circulației rutiere, panoul este adițional și semnifică tipul vehiculului. Autobus. Nu poate schimbe mai mult panouri adiționale care se semnifice autobuz de model Icarus, autobuz de model Mercedes. El e în fonul acestui panou adițional, este pe fonul acestui panou adițional, este desenat un autobuz. Prin urmare, să are vedere, să are vedere că toate autobuzele. Așa. Următoarea direcție, dacă îmi permit să mai continuăm. Deci s-a pus așa, pe una, pe alta, la care am ajuns. Glodie, glodie, 31 august. Asta se propune ca format, da? Da. Și altă propunere este de a merge pe centură cu accesul de ceva cu Bulgaria. Nu, deocamdată vorbim de direcția Glodie, adică intrarea pe Pavel Cuțu, deci sunt două propuneri a dumneavoastră, da. Bosu, și sunt este propunerea de a redirecționa spre cercul Rășcani, ca să fie cositura cu Decebal, Franco, Bulgar și înapoi cu centură cu destinația Altugar. Încălcăm itinerarul. Încălcăm itinerarul. Și
Și respectiv a treia variantă care se propune fără acces de dat centură până la autogar. A treia variantă. Am înțeles. Eu de ce le configurez? Pentru că eu am să fiu un și mai este. Eu am să insist totuși fiecare destinație și itinerar al transportatorilor să ia un calcul, deci ceea ce e în autorizație indicat parcursul, oricum o să fie, deci fiecare traseu care se propune, eu am să fie măsurat. Pe urmă să nu fie diversul la recalcularea parcursului. Eu nu vreau, în primul rând, să fie afectat pasagerul. Tot stima și respect. O sugestie, dacă îmi permiteți, chiar și dacă distanța pe un anumit itinerar poate să mărește pentru kilometru, dar itinerarul convenit cu optimal, operatorul are posibilitatea conform situației viitoare să își mișoreze puțin tarifa. Tariful plafonă. În jos poate să mărească. Dacă vă convine mai itinerarul din fond, dar să mărește parcursul puțin, în kilometru, acolo cred că nu e problemă să dați tariful de la 45 și ieșiți la aceeași sumă ca pasagerul sunt. Am vrut să vă arăt la cunoștință pe domnul Zinkovski că totuși tarifele astea care mergem noi acum, ele sunt minime. Adică noi mergem nu pe maximal, dar mergem pe minim. Adică se depune o cerere special la... Tot pe grilă se face. Adică minimal, maximal, pe un parcurs. Adică în moment, legislația prevede doar tariful maxim. Operatorul oricând se dă smeșos. Adică el nu mai mult de 48 de bănuți pasagerul. Dar ele tot automat sunt 42 de bănuți. Adică noi nu mergem pe tarifele maximale. Acolo cât mergi pe kilometru? 42, 46. Да, в следующее это Кишиневское направление, которое до настоящего времени должно двигаться по объездной дороге и со старого аэропорта заезжать в центр. Ну, мы подготовили наше предложение, которое не находит поддержку со стороны инспектората полиции. Пустить напрямую по Гагарина и по Николая Йорга, так как фактически на сегодня это и движется. Да, напрямую в автовокзал, так как это сегодня фактически и осуществляется. Игорь Ильич, да, мы имеем экскурс репертуара Николая Йорга, он сеансу отмечен, но, ну, плафия отчетата, отмечен сам, держа так, сва отчета и генералу, и призрачному августу Николая Йорга отмечен, держа там и дискриминатуры, которые чиневали с кометки Николая Йорга, с Йорга, в дирекции, да, отмечен, да, ну, и не через статья, держа отдеждение, где дирекция тишина, Înseamnă că permitem și la cei care vin de la Ungheni
Eu pot să vă duc la cunoștință, fiindcă... Și atunci ați fi pe necesitate de a perfecta itinerarul la parte hotărâri din direcție. Conform autorizației trebuie să atragi statistici. Solicită demontare indicatoare lor, înseamnă că noi nu putem să, dacă acceptăm ca dumneavoastră să deserviți ruta dată pe itinerarul de la Răuțel, să mergeți cu Ștefan cel Mare și priză și unul august ca să ajungeți în autogară, dar la RSL Feodora să nu permitem. Adică noi spunem un da, un indicator, un plenum adițional, excepție, să rămân libertur. Până la urmă, poate rupi la un interval între interraionale, raionale, cam 30-50. Eu cred că dacă știi care conflictura au, respectiv intervalul de rupi, nu o să se facă multe iar, o să fie egalitate între transportatori. În cazul dat o să apară sub indicatorul ăsta autocar, și din mâini la întreprinde. Cui îți permiți și cui nu sunt permiți. Se pune cu tăzi. Ce ține de schema poți mai așa. Schema. Vreau să le zic că la rutele raionale, interraionale și internaționale, indiferent de distanță, itinerarul nu este calificat, să ziceți, 50 km cu ați treacă prin centru sau e cele mai mult de 50 km pe centură. Nu este situat niciodată. Adică ele trebuie să circule conform itinerarului de pasare. Și oralul care stați la care sunt. Ceea ce ține de direcția Ungheni, Mucălești, acolo nu sunt, nu este așa număr mare de rute care o să creeze ambuteiași. Pentru că la Ungheni sunt trei rute directe, Mucălești și la Călești care sunt directe. Ceva rute internaționale, Iași, București. Dacă nu, oricum cum s-a menționat, că el este interval de internaționale de o oră, ceilalți jumătate de oră. Транзит тот не же. Да, да, через центр. Ясы. Через центр. Не через центр. Чему между смолами? Da, dar înțelegeți, Ungheniu nu vin la serviciu în fiecare dimineață. Ungheniu vin după necesități o dată în săptămână. Dar Hiliuțu, Răuțelul, Mărândeniu vin la serviciu care se începe la ora 7. Și copiii în școală. Și la ora 7 seara noi gătim și studenți. Și ce vorbiți noi vată de Ungheniu care vin o dată în săptămână la rude? Nu, eu am avut în vedere că deja dacă ați fi acceptat ca să mergeți pe traseu dat prin oraș, înseamnă că ați fi acceptat și la cei care vin la Ungheniu. Ungheniu să margă și până la autogară, nu nicio problemă, să vă spui indicator. La noi se începe lucru de la terminal, începând lucrătorii noștri, încep lucru de la terminal și coboară, închipuiți-vă să coboare toți la autogară, 120 de persoane și să deplaseze până la terminal și încoace toate opririle este. Ce vorbiți dumneavoastră? Atunci transportul rășănesc numai, n-a să drobdească, asta nici nu se discută, închipuiți-vă la autogară acolo și ați fi. Bine, deci din partea Chișinăului am format ca propuneri. Din care parte? Propuneam ca Decebal, Franco, Bugar și Mihoi cu centură. Oamenii care vin, cum spuneți noastră, vin în școală, așa că adică s-a dus ce s-a primit. Bărbată zău, ca copii la școală. Jurnalist, dacă permiteți, eu solicit și intervin către dumneavoastră strada Ivan Frăcoare, două benzi de păsare. Închipuiți-vă că la intersecție străzii Bulgară cu Ivan Franco, dacă se amplasează trei autocare în rând, acolo e perturbat transportul, în tot o mie. Tot aceeași Pavel Vodă, tot aceeași două benzi. Nu e poziția noastră, pentru că
organul poliției noi să ne o expune. Bine, dar e generarea alternativă în sens care ar fi. Noi propunem, propuneți și dumneavoastră, dacă vedeți o alternativă. Dați-ne voie să ne întoarcem la parcul de trolebus. De mâine. Noi organizăm cu Ministerul Transportului, să organizăm legalitatea întoarcerii. Că nu trebuie să ne bată joc de oameni. Niște hârtii, autorizații o hârtie care treacă că Ministerul Transportului șanta, știi, în 10 minute o fac. Nu da. 10 minute. Să vedeți. Da. Asta. Și dați-ne voie direcția Fălești să ne întoarcem aici la Banca de Economii, unde și ne întoarcem. Dați-ne voie. Ministerul Transportului ar să oblige gara, eu asta vă promit, să arendeze la Banca de Economie o încăpere, să deschidă casă. Bine, și nu trebuie gheret, ghereta dumneavoastră drept a spus, că trebuie consiliu, instalare gheretului, avem probleme. Dar să închiriem orice încăpere acolo la Banca de Economie sau Chimcisca, cum se mai cheamă. Dar să găsim noi acolo unde să închirieză gara. Și după asta noi schimbăm. Și paralel ne ocupăm de auzit, ne spune cu stații de oficial. Stimați doamnă. Da, v-am dat ce îți propune domnul Șepcea, este o alternativă, adică crearea unui punct de casă. Dar, oricum, punctul de casă, iarăși trebuie să se concordați spre reglamentul. În cazul dat, înseamnă că o să schimbăm. Noi o problemă, adică ne schimbat autorizația de numire, dar iarăși trebuie să fie punctul de destinație. Prima format. Format și evident, și după aia deja. Iarăși stabilitorii. În două ceasuri nu faci. O să fie stabilit. Sau două zile. Iarăși. Domnul Șeremet, domnul Turcureanu, în 3 zile au deschis rute internaționale, Bălțiar. În 3 zile, înțelegeți cum? La români, într-o zi, la noi o zi și o zi documente. Imitai da, internațional. Două ministeri. Să ne vedeți cum? Da, aici e aia. Da, revenim la noastră. Nu-i clar cu Vladimir și care fost formulați trei propuneri. Haideți să ne oprim direcția, Vladimir. Dacă se întinde mult timp, haideți să ne oprim direcția. Deci, fost trei propuneri. Павел Боцу. Павел Боцу, Вердеча, Балансу. Мы имеем схему акулу. Боцу. Стефан Чалмарис, это Шунаху, Шарушу, Байор. Ну, и даже с лекот бьёшь. Ну, а я сейчас фигура танца. Я уж тебя принципе. Черебай эмоции, если ты мешки, то стремеешь. Минимум. Да, минимум. Министерство привязывает, что покупать și eu pentru finalitatea asta, dar pentru asta nu 20 chepte, să trebuiască. Corect.
Deschidem ruta în Iași, pe urmă Bălți și pe a treia zi facem documentele. Nu, spăteala documentă, potom ruta. Costurile facem. Nu, de asta eu nu vorbesc. Poate vorba de ruta internațională Iași. Ruta internațională Iași, văd dacă vă ascultați la mine, domnul Șeremit, merge pe centură și mă părește exact așa. Domnul Зинковский, чела смест круто от транспортаторов румын. А чела меджи пилипин и чем? Я что сказал, что я ехал каким-то транспортатором? Я сказал, что я ехал. Вы на нас сейчас едем через... По маршруту. Подожди, вы сказали? На 100% на едете. Я лично ехал маршрутом Бельцы-Ясы через центр. Хорошо. Я не сказал транспортатор. Я сказал маршрут. Там больше. Я могу тут яркий. Деч, ко... Владением причат читать не раз спробуем формулу. По кружкам. Курлатень. Кружка. Кружка. Курлатень или нет? Да, и то, что директор. Да, помню, для кого я молюсь. Регистрированный на лапу, получается, висел. Есть такой участок до сам. Возьмите шлаг политик патрулов. Politicul pentru că n-aș fi de fapt să mă spune de seara. Păi da, suntem. Locul microfon. Grupul de locul de cei. Se prezintă acei care au fost deciși în itinerant. Noi avem o vedere și se simt în municipiul nostru. Nu e grupul nostru. Păi da, dar fără modificare în distanță. Examinăm toate propunerile, adică este... Tariferul. Examinăm toate propunerile, eu cred că nu e o problemă. Deja poliția Fărești, de pe coronare. Fărești? Dar ce ești ține de Glodeni Rășcani? În partea Chișinăului deja. Dacă să accept aici, înseamnă deja n-are rost să le... Până la urmă, ce rămâne? Noi doar discutăm ca la ședința trecută, două săptămâni, a proces. Poliția aici, patrulare, ce facem în cazul ăsta? Noi circulăm prin municipiu sau nu? Poliția de patrulare se pedepsească tot timpul, autocarele, care e altă reglamentă, ca să fie indicatorul 3-2. Astfel. Pe ce întoară să mergem? Se evită, în primul rând, blocarea drumurilor, nu nici pare. Să mai acumulați puncte de penalizare. Una. A doua. Deci, ca să fie temei pentru a fi scoasă semnul. Respectiv, trebuie să modificăm dispoziția. În contextul ceea ce noi acum discutăm. Așa sau nu? Corect. Așa? Dă-o deja o continuitate. Da, să o modificăm. Domnul Șeremet, domnii primari spun așa, că având vedere că ei sunt primari și știu legislația, un primar comunist o emis-o, da? Eu cred că alt primar are dreptul să o suspende, să o suspende, să mute semnele, așa cum până la, să nu avem dreptul să mai departe de parcul troleibus să intrăm, și mai departe de Banca de Economie. Adică, să mute semnele. Și printr-o dispoziție semnată de dumneavoastră, puteți concret să suspendați efectele. Adică, poate poliția să mute aceste două semne. Și, sau trei câte sunt. O dispoziție a primarului privind suspendarea dispoziției lui Parciuc. Nu-i nimic strafnic. Aveți drept. Ce s-a ajuns cu la curte spre suspensie? În apărarea drepturilor poporului. Panciuc nu apăra drepturile poporului atunci, înțelegeți cum? Panciuc s-a sfădit cu cheptea când noi am dat autocare la mitinguri, înțelegeți? Și a apărut a două țălasa fritățănului. Da. Păi, asta e.
Da, noi vorbeam foarte frumos, ținit această dispoziție de suspendare și indicați acolo concret, rutile. Care-i rușii? Ce vă spun? Păi acum ne zic că să-i sancționeze, azi o sancționat. Dar poți să fie dispoziție, nu să... Nu are să fie dispoziție, păi nu scot semnele dispoziție. Asta a fost sancționat că ați blocat drumul în America. Da. Eu personal da, dar eu fost sancționat cu vreau sub semn. Au și chiar din nou fost sancționat. Eu vreau să arăt presii, chiar că aici zboșim zeci de procese verbale. Făcut în luna februarie de acum, nu mai e alu mult transport și parcul de autobus, nu mai zicând de... De aceea, de grabă, nu o să aibă cine pe autocarile este lucrat, deoarece își e permis și pleacă la Moscova să lucreze. Șoferul să înțelegeți cum? Știți cât e de greu cu șoferii azi pe un autocar de 14 metri să lucreze. De aceea vă rugăm foarte frumos, domnul Șeremet, aveți că drept să modificați temporar, suplicați. Dar până să iei decizia, nu se poate de permis temporar ca să nu suferi cetățenii suburbani, să nu suferi lumea. O decizie de fost temporară până se face tot. Deja au spus că este. Deja nu spus că este. Nu mai este. Nu este. Ia că l-au arătat și este. Astăzi scrie autocarul a fost sancționat. Ziua de azi o să fie. Așteptați-vă. Eu vreau, doamnă, ca ceva e clar să vă spun. Ruta Hiliuț. Printr-o dispoziție. Putem? Ruta Hiliuț. Primarul de la Hiliuț, Telefca. Zici cu Ruta Hiliuț. Eu vreau prin dispoziție să modific dispoziția. O spus că este într-o ședință azi o să modific. Nu scuză. Suspendare sau mă știu da. Eu. Am modificat-o, deodată am scos șosele și deja le-am modificat. Spunde după traseu, anexă la dispoziție. Corect. Ai suspendare. Ai suspendare. Ai dispoziție și care așa. Da. Dispoziție jumătate de oră să fie. Maximum. Asta nu ați spuneți. Asta nu ați spuneți. Jumătate de oră. Dar eu mai argumentez că mă suspend sau modific. Am aici un plin de cel. Dar trebuie să fac dezinfecție sau mai lung pe aici. Așa ar trebui să fiu mai explicit. Fiindcă voi nu știți în care focare, spus și eu. Dar nu deschid paranteză, la fel. O propunere, nu sunt toată situația. Poate stabilim stradă, că mai departe, în 31 august, strada asta, autobuzul interurban nu au și intrat. Atunci eu cred că dispar toate problemele și nu opera voi. Și deja acum, restul meu, ce am mai spus, este de prezent. Într-adevăr, în centru, ce aș vrea, nu au și ministerul, și odată nu are demis într-un fel sau altul, implicit chestia. Ну, Фокеазм куда-то другому. Бог. Дай Бог. Да, вроде у Бога. Ходите, стой, читаем проблемы. Я вот хребцы, нас от Бога, да я помню, там пост. Там видео, как, там все пост. Это нормально? Да, да, да. Интересно. Громче, громче. Можно даже громче. Задайте вход. Пока. Будут двигаться. Все поверхно. Все Владянское направление. По перекрестку 31 августа. Штефан Чалмарев. Я не очень себе представляю, как Анта сможет там отделить официалов. Неофициалов, полулегалов от настоящих нелегалов. Невозможно будет. Невозможно будет. То количество пассажиров, которые, если сегодня, посмотрите, вот то, что сейчас предлагается, та схема прохождения всего Фалежского и Гладянского, по предложению есть и Гладянского направления, через тот перекресток, аккумулирует там столько пассажиров, которых сейчас там еще нет, что в той толпе разобраться, кто в какую машину сядет, легкового такси, лицензированного, либо полулицензированного этих спринтеров, невозможно будет разобраться. Сегодня там собирается порядка 30 человек в одночасье, к
Когда мы пустим всех через тот перекресток официалов, их будет и не 100 человек, их будет больше. Они не вместе, не вместе. Я вас перебивал? Я с окна вас видел тоже хорошо, так что не надо. Значит, как разделен? Вы вот ответьте на вопрос, как вы разделен? Прибыль от фалиэс, от унген, как вы разделены? Вот как? De ani de zile tot așa funcționează. Așa și funcționează marșul de acolo cu urcă lumea. Женя, это же где ты душу делаешь? Как шава ты? На автобусе душа была. Ждала Полесское направление. Кто на стадионе? Ну и Калкарец. Кто на авто? Кто в центре? Кто на перекрестке с улицы Пушкина? А кто аж на 31 августа? Сейчас мы все, кто ждали по всему городу, все эти схемы перемещаем только на тот перекресток. Сейчас мы все, не только те пригородные, которые на свой страх и риск ездили под эту под штрафные санкции попадали, а всех узаканиваем их нахождение пассажиров и встреча этих пассажиров на этом перекрестке. Так просто не получится. Там будет очень большая проблема. Если в Москве вот смотрите, да, у Белатрис основа установка благородная, чтобы дистанция снимали. Через транспорт мы чипал переход себе пассажир. Ну, не имеешь города в дирекции Корлатинца, где капли, ну, че будет дорого. После непосредственно полагаю, медицина с проблемой, смысл стационарно состоит, какого он задал, пока. Дальше мы с стабильным пошти, вот с автономным до, что с ней дукаем по пассажирам, нас дук есть автогар, слушал автогар. Чем не такси у нас обратно? Согласен с вашим рассказом. Перевозчики на протяжении 10 лет приучали людей, что ждите нас здесь, и мы к вам приедем. Как приедем, то другое. А за две недели не решите. Ну, хватит, можно. Молодо сбило, а другая слушает. Ну, ладно, как это есть? Как это есть? Как это Ну, oricum, atât este ele sunt praie. Până o să menajăm. Eu finalitatea nu am spus. Păi întrebarea așa, să o continuăm tot. Dar e o soluție, eu am dat temporar. Până o menajăm. Trebuie să stabilim un termen. Nu, dar ați fost două. Dar problemele nu fac mă două. Ваша проблема? Вы здесь, а сколько глобально? Значит, пропонерли бежал с обо... ...де тот дирекции со эквизат, коррект? Значит, până сара диспозиция с фейка, вот эти тимера. Курушками, Я уверен, что мы не держа ее у вас фей семната, и мы не осуществим на экзекутаре. Асса мы вопрос. Дурнич, курушками, La Ivanul Franco. La semn. Au venit propunerile de la Râșcani de asta până la Ivanul Franco, până la Ivanul Franco la Lugan. Sau odată de pe Cerșuș la Lugan. Două Dar noi suntem aici transportatori, care suntem, așa că n-am să fie modificat. Da, dar eu m-am confruntat în viață, știi cum? Spui una, întorci și faci alta. Это к себе вас будет красиво сейчас. Я учил с ушибами. Давайте системы протестуем. Давайте системы протестуем.
Subsemnătură de implicarea autorității publice în activitatea socială. Eu am fost ajutat. Два слова, и давайте нам нужно время на еще разработать распоряжение. Сегодня? Да, приложение. Надо не забывать то, что не только в городе Бельце учатся, работают жители пригорода. Но если дополнить то, что бельчане тоже ездят, и в час пик, который, у нас создаются огромные пробки. Вы это прекрасно видите, понимаете. Вы не хотите нас здесь в каком-то моменте понять, вы ждете свои позиции, свои люди. Это нормальное где-то явление, но опять же, не забывайте про бельчан. Они тоже стоят в этих пробках благодаря перенасыщенности транспорта в городе. Вот от этого где-то надо отталкиваться, это тоже надо не снимать со счетов. Где-то так. Хорошо. Самыч. До победного распоряжения верьте. И меч информации, да, чтобы помнить, насчет. Ротер, останься. Останься, Ротер. Он Шеремет, он прибавил. Мы имеем транспортатор Чифа. Между моими партнерами и результатом. Том документов, все время. Диспозиции, аннексы. И у нас мы тут с ходцем начала. Не распомнить, кому медь. У нас один санкционат полиции. Мы на каждый день кому медь. Мы не ярко, я не диспозиция. Кому все равно мы не. Дай бой из борьбе. Да. Это же никогда не закончится. Лох с блоке, друг. Ну, мало, так вот. Так что говоришь, что трогаем там. Ну, блокадор на то. Это я. Если видео сын, гумят сын, а только информация синего. Я вам спутник, куда их больше, на мой пост, почти видео. Там свет, я объекте детали. И он нам же сказал пост, я вам же сказал пост, а мы его блокадор. И он говорит, а мы же сказал, лук, мы думаем, нет, он только армия депарки, что первый номер пермису. Что ты? Что ты? А до он требует? Диспозиция, я бы дать марифет, вы не сидите за тенц. Până zarul să fie dispoziția și mâine să fie pus în executare. Și nu știu, nu o să faci cu semn de posibilitate, că am acolo unde trebuie să fie